un început bun de an, când au fost 4 victorii consecutive și un rezultat de egalitate. Iată, au venit aceste 3 meciuri. Te așteptai oarecum să fie un recul așa, după o formă bună a echipei, să vină? Nu mi-aș fi dorit, dar se putea întâmpla lucrul ăsta și s-a întâmplat până la urmă. Din nefericire, se pare că cele 3 meciuri pe care le-am avut într-o săptămână, cu deplasarea de la Cluj, meciul greu cu Petrolul în care am fost conduși cu 1-0 și n-a fost ușor să întoarcem rezultatul, a trebuit să, ca băieții să facă foarte mult efort. Am avut deplasarea la Cluj, iar un meci greu în care a trebuit să alergăm să întoarcem rezultatul. Din păcate n-am reușit, dar am presat, am făcut din nou risipă de energie. Drumul iar lung până la acasă, am mers la Slobozia într-o deplasare iar grea. Lotul a fost cam aceeași prim 11. L-am băgat în teren și s-a văzut oboseala. Și au mai și căzut câțiva jucători. Da, poate mulți, da, nu știu. Și Ștefan Drăghici s-a accidentat în săptămâna meciului cu Hermas, a simțit ceva dureri. Chipirliu s-a antrenat o singură zi înaintea meciului cu Hermannstadt și s-a văzut în timpul jocului că fizic nu stătea foarte bine și avea și dureri la gleznă, a mai fost lovit încă o dată în timpul jocului. Au fost probleme, a fost oboseală, jucătorii de la Hermannstadt au fost primii la minge, am discutat cu băieții că n-au avut acea vână care au avut-o până acum să câștige duelul. A fost, și când primești gol repede, atunci când ieși simți oboseala asta, parcă moralul s-a dus de tot. Cum e echipa acum înaintea meciului cu Concordia? Eu sper să fie bine și cred că va fi bine la ora jocului, pentru că am discutat cu ei să trecem peste meciul cu Hermas, să nu mai vorbim. Asta e, se întâmplă la orice echipă, câte un accident din acesta, pot să zic. Până la urmă, nici ei nu s-au creat foarte, foarte multe situații, dar parcă a fost așa, după ce că am prins o zi mai slabă, am avut și ghinion, orice ocazie au avut, a intrat în poartă, minge lovită din bar în spatele la jucători de-al nostru. Sper să fie bine. Am trecut peste acest meci cu Hermannstadt, ne gândim doar la meciul cu Chiajna, care este poate cel mai important meci pentru noi din acest play-off, pentru că dacă reușim să câștigăm, ne distanțăm și suntem cu șanse mari de a termina pe locul 4. 5 puncte obținute în play-off. Daniel, cum vezi programul returului? Acum jucăm acasă cu Slobozia, Universitatea Cluj și cu Concordia Chiajna. 3 meci. Da, avem mai multe jocuri acasă, dar sperăm să reușim să luăm 9 puncte din aceste meciuri acasă și meciurile din deplasare. Vom vedea ce vom putea obține. Mergem și în deplasare să jucăm, să luăm maxim din ce putem lua. Suporterii și-ar dori foarte mult un alt gol precum cel pe care l-ai marcat în tur. Tu cum te simți din punct de vedere fizic înaintea partidei cu Concordia? Sper până la ora meciului să fiu cât mai bine din punct de vedere fizic și în legătură cu golul nu contează cum îl marcăm, doar să-l marcăm și să câștigăm. Asta e cel mai important. Da. Cum ai caracteriza evoluția ta la Steaua până în acest moment? Ai avut evoluții foarte bune, după părerea mea, în noul an. Da, pot să spun că de la începutul acestui an am avut evoluții din ce în ce mai bune și sper să o țin pe această pantă. Ce le transmiți suporterilor Stelei, mai ales că meciul se joacă sâmbătă? Le transmit să vină un număr cât mai mare, să fie alături de noi și le urăm un Paște fericit pe această cale și sperăm să le dedicăm o victorie. We'll be right back.